Daniela, ești cea mai mică în acest centru, cea mai nouă, spunem. Ce a însemnat pentru tine? Păi, de fapt, eu am aflat, am venit ca un simplu spectator, băieții și prieteni m-au remarcat și mi-a propus să fac parte din echipă. Pentru mine a fost ceva nou. Pentru că, bine, una e să mergi la teatru, să vezi totul dintr-o parte și alta e să te afli în bucătăria teatrului, să zicem așa. Și, de fapt, lucrurile nu stau atât de simplu pentru ele par, trebuie multă muncă, organizare și foarte greu, adică nu e chestia că actorul e responsabil, că vine cu pace, cum mi-ai spus, și e foarte fain. Pentru mine, mai ales, adică eu fiind elev, neavând studii teatru, o să urmezi mai departe studiile, vrei să faci o carieră în asta? Sincer, nu. Adică, bine, îmi place mult teatru, aș face pentru mine ca un hobby, dar bine, trebuie să simți, să te consideri, de fapt, actorii au puțin, gen, aroganță, nu ca aroganță, adică de bine, eu nu mă consider încă capabil de așa ceva, dar ca un hobby, cea mai mare. Ce le dorești colegilor tăi la un an de când s-a format? Ce le doresc să nu dea înapoi, să nu renunțe, pentru că, bine, sunt multe chestii, multe discuții, multe bârfe și eu consider că trebuie să menținem, chiar dacă e greu, nu pot să zic că avem parte de foarte mulți spectatori, dar susținători, dar eu cred că trebuie să mergem mai departe. Mergem mai departe, deci ești alături de aici până la sfârșit. Da, sigur. Mersi mult, succes!